După cum bine știți, de curând am renunțat la carne și vreau să vă conving și pe voi să faceți acest lucru. De ce? Pentru că mie mi-a făcut foarte mult bine. Aldo nu râde. E prima dată când te văd treaz. Cele mai importante lucruri care s-au schimbat în viața mea au fost că odată cu schimbarea modului de a mânca, au venit și alte elemente. Și oamenii pe care i-am întâlnit m-au învățat să mă dezvolt și în alte privințe, cum ar fi să fac meditație. Făcând meditate, îți eliberezi mintea, îți eliberezi sufletul și începi să gândești pozitiv. Te ajută să treci din vechea ta viață, viața pe care ai trăit-o poate în noroi, viața care ai trăit-o ca un porcușor și evoluezi spre altceva. Spre o viață mai bună, o viață care te face să fii mai suplu, o viață care să te ducă către oameni, să te deschidă mai mult și nu o viață în care să rămâi închis în cușca ta și să nu mai poți evolua spre ceva deosebit. Odată cu evoluția ta, vei vedea că în jurul tău vor veni oameni, împreună veți face o gașcă, la fel ca orice animal care reușește să se asocieze, să trăiască, pentru că își dă seama că împreună pot face mult mai multe lucruri decât singur. Se spune că atunci când rațele sălbatice zboară în stol, au o viteză cu de 3 ori mai mare decât dacă ar zbura singure. La fel și oamenii, atunci când își găsesc persoanele potrivite cu care să se angajeze într-un efort colectiv, pot să evolueze. Mulți oameni nu reușesc să evolueze singuri, doar dacă reușesc să găsească alți oameni cu care să intre într-o competiție directă sau indirectă, atât din punct de vedere al sportului fizic, cât și al sportului minții. Nu este destul câteodată să încercăm să evoluăm singuri, nu este destul să ne complacem într-un mediu al nostru, dacă nu interacționăm cu alți oameni cu care să intrăm în competiție și care să acceptăm că sunt mai buni ca noi și competiția cu ei ne ajută să evoluăm, să devenim mai buni, să devenim mai productivi și totodată, la rândul nostru, să-i facem pe alții intrând în competiție cu noi, să evolueze și să treacă la un alt nivel.